Bună, dragilor! Astăzi vom pregăti chec. Pentru aceasta avem nevoie de zahăr, făină, cacao, ouă, ulei, muncă și apă. Acum batem albul și spumă, iar între timp o să facem din zahăr și apă un sirop. Punem albușul. După ce am terminat de bătut albușul spumă, vom pune siropul, o să-l batem până când se întărește. Hai să vedem dacă e bună. Acum o să punem ulei peste gălbenuș. O să-l amestecăm după. Acum, după ce am terminat, o să punem peste albuș. Și le amestecăm. Acum adăugăm făina pe rând și amestecăm. O să punem o parte din compoziție în castron. Și o să punem cacao și o să amestecăm. După ce am terminat de amestecat cacaua, le băgăm în tavă și punem nuca peste și băgăm tava în cuptor. Checul este gata.